Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Despre vinuri în seara asta. Mie n-am făcut niciodată o emisiune despre vin, de exemplu. Nici despre bere n-am făcut și nici despre o altă chestie, dar uite, putem face una despre vinuri. Vinurile sunt alimente până la urmă. Daniel Bichir, somelier și organizator al festivalului Vin la Munte. Bună seara, Daniel, bine ai venit! Bună seara și bine te-am găsit! Este vinul un aliment de bază? Cum nu? Cum este nu? Și medicament. Și medicament, nu? De aici iau un vin fier că îți trece răceala, nu? Sau cum? Nu, două pare de vin și îți face inima mai bună. Am înțeles, dar culoarea potrivită, nu? Că nu poți să bei orice fel de vin și să-ți facă inima mai bună. Trebuie să bei vin roșu. Am vin înțeles. Roșu, fiindcă în pielița strugurilor se găsesc o groază de nutrienți buni pentru tot organismul nostru. Da, strugurile așa de principiu nu este chiar cel mai indicat aliment. Și dumneavoastră conține prea mult zahăr, nu? Este cel mai indicat. Când te naști, îl primești. Cât ești sănătos, îl trăiești. Și când te îngroapă, îl dau alături pentru tine, nu? E alături. Da, am înțeles. Te însoțește toată viața. Am înțeles. Ce înseamnă meseria asta de somelier? Sau cum ai ajuns tu să devii somelier? La mine este atipic față de toți oamenii normali, fiindcă e pasiune 100%, e pasiune, mă retrag în această viață și îmi place să citesc, să găsesc, să descopăr vinuri bune, să descopăr crame care nu au șansa să iasă pe piață, deoarece sunt destul de mici. Este foarte greu, dacă este o alchimie între a transforma zahărul din acel bob de strugure în alcool, la fel este o alchimie să transformi vinul în bani. Greu, nu? Greu. Cu toate astea, toată lumea bea vin. Sau, mă rog, nu știu, 80%. Este adevărat, trendul este în creștere destul de mare, atât timp cât nu este o criză economică, exact ca la ulei, ca la uleiul de măsline, lumea are grijă și de ea, fiecare are grijă de el și își poate permite un pahar de vin, două pahare de vin, deoarece vinul trebuie să fie foarte scump. Nu trebuie să ne aruncăm cu bani, bă, un vin bun, am dat 300, 500, 1000 de lei, 3000 de lei, nu. Găsim vinuri în jur de 40-70 de lei, fenomenale, extraordinar de bune. Numai că trebuie să știm că, până la urmă, nu doar prețul este cel care descrie calitatea, nu? Trebuie să știm, într-adevăr, noi facem degustări la Le Sommelier, le facem degustări din două în două săptămâni. Astăzi este iarăși închisă cu casa închisă, avem o cramă din Dealul Mare. Și venind la o degustare, la un curs de degustare, pur și simplu înveți foarte mult. Din câteva cursuri poți să-ți dai seama ce vin îți dorești și ce vin îți place. Altfel, dacă te duci ocazional la restaurant și ceri un pahar de vin, vinul casei, contează mult de tot dacă ți-l servește într-un pahar adevărat de vin sau dintr-un pahar care are buza ca atât de groasă cât ți-o ce aminte de borcanul de muștar al bunicii. Să nu verși apa. Nu, că nu, e bună nu, și apa, nu, să știi. Nu. Nu-i ca vinul, dar oricum e bună și ea. Și nu-i pe linul. Nu-i și pe linul. Da, spune-mi, te rog, cei care vor veni la festivalul ăsta Vin la Munte în acest weekend la Cronel în Brașov, un festival dedicat vinurilor, cramelor. Vin foarte multe crame, am înțeles. Sunt în jur de 40 de crame per total. 28 active, care sunt prezente ele, restul au mai trimis vinuri, fiindcă nu au mai fost standuri. Noi cealaltă ediții le-am ținut la Biblioteca Județeană, cealaltă două, asta e a treia ediție. Ne-am mutat la Cronuel, am văzut că nici aici nu avem loc, să vedem unde o fi a patra ediție. Sala sporturilor. Nu, fiindcă ținem foarte mult să ocem crame mici, crame de nișe, crame care fac un vin artizanal, unde se vede măiestria vinificatorului, nu neapărat vinul de serie. Cum se numește vinificator? O enolog? Eonolog. Eonolog, cel mai... Nu-mi iese. Da, o enolog, eonolog, vinificator. Am înțeles. Cel mai ușor este să zici vinificator. Vinificator. Eu ținuse minte din Secretul lui Bacchus, din film, o enolog principal la Iase Vinicola, dar mai mult de atât. Târgu Bujor. N-au specificat în film, dar este o poveste adevărată de ce s-a întâmplat la Târgu Bujor. Da, am înțeles. E o poveste adevărată acolo. Sunt... vinificatorul, enologul, somelierul și degustătorul. Sunt trei meserii diferite. Șmecherul. Șmecherul. Degustătorul este șmecherul. Da, din limba germană este o poveste. Etimologia cuvântului de acolo vine. Cu un tip care degusta vin, sașii se duceau la Olteni să cumpere Zaiber sau roșu vârtos, cum îi ziceau ei. Și oltenii mai păcăleau, adică le dădeau seara vinul cel bun, da? Iar a doua zi
în butoaie găseau cu totul și cu totul altceva. Și atunci au luat un degustător cu ei, un șmecher. Oltenii n-au mai putut să-i păcălească și de atunci a rămas vorba. Ce, băi, îi mai păcăliră spăsași, ce nu-i mai păcăliră în brecă, veniră cu șmecherul după ei. Da. Acel negru vârtos, în ziua de azi nu se mai vinifică din el, deoarece nu este bun pentru vin. Are foarte multe defecte totuși, dar în schimb are un lucru aparte. Scoate vinul extrem de negru, are o pieliță foarte densă. Vinuri din anii 70 încă se mențin negre la culoare. Cu cât trece timpul, vinul mai pierde din culoare. Iar Institutul de Cercetare de la Drăgășani chiar a făcut un vin din acel negru vârtos și a ajuns în ziua de azi negru de Drăgășani, vestitul de Drăgășani, că este un vin excepțional. Am înțeles. Mă bucur că ești aici, că ne mai vin și nouă niște ponturi. Noi bem tot fel de vinuri. Până la urmă, sunt unii care fac un vin extraordinar, cel puțin din punctul lor de vedere, din vița de vie de la scara blocului, adică unde e problema, știi? Fac acolo câteva zeci de litri și sunt foarte buni. Trec iarna cu el. La Râșnov există chiar un festival, din punctul de vedere, un concurs cu vinul de acasă. Acum de ani de zile chiar am fost în juriu acolo și a ieșit-o, după ce am gustat 70 și de probe, au fost trei locuri, locul 1, 2 și 3, au fost trei cupe, pe vremea era primar domnul Vește, acum este președinte Consiliului Județean, și am zis, domnule, nu putem să dăm locul 1, 2 și 3, fiindcă punctajele au ieșit, a ieșit încă unul, care e pe locul 4, a ieșit foarte bine, apropiat de locul 3 și e cam pe acolo. Hai să dăm toate premiile la fel. Să dăm locul 1, 2, 3 și să dăm și mențiunea. Bine, am dat și o mențiune. La un sfert de oră vine unul la noi și zice, domne, eu am câștigat locul 3, am luat locul 3, niciodată n-am câștigat. Zice, și fac vin de 50 de ani. Dar zice, vă spun un secret. Tot proba mea a fost și la vinul numărul 1. Bun, zic, domne, uite, că am fost apropiați, ne-am făcut cei care am degustat vinul, zic, uite, totuși că a ieșit apropiat din 70 de probe, a fost un lucru mare. Dar probabil că depinde și de momentul când ai gustat și cum corect. Sunt papile gustative. A fost apropiat, punctajul a fost apropiat. Mai trece timpul, vine la cu mențiunea. Domne, mă bucur mult de tot că m-ați băgat la mențiune, n-am luat premiu niciun an, dar îi vă spun un secret, zice, cel care lucrează la mine pe excavator, zice, a venit și el cu vinul de la mine, el a luat locul 2. Deci se poate depista un vin bun, adică sunt câteva criterii de departajare, încât să-ți dai seama care este un vin corect făcut. Fiindcă în momentul în care intri să cunoști vinul, prima oară îl bei normal și începi să zici, băi, e bun, îmi place, dar apoi în momentul în care evoluezi, cauți defectele vinului. Și de acolo îl punctezi, nu găsești defecte, deja zici, asta e un vin bun. Am înțeles. Cei care vor veni la festivalul ăsta de vin la munte, sună foarte bine, vin la munte, cei care vor veni la vin la munte, vor putea să învețe niște lucruri. Așa, te duci și la o expoziție de mobilier și îți place, da? Te uiți, uite, au mai apărut niște canapele, au mai apărut niște scaune, niște fotoli, niște mobilier de bucătărie. Dar nu ești implicat. Chestiunea asta cu vinul, sigur, ar trebui să te implice un pic, să știi. Numai să înveți, să te dai mare în fața găștii tale de prieteni, să spui, te duci la un restaurant și spui, vreau vinul ăla pentru că are ceva. Eu acum n-aș ști să spun ce. O savoare specială, gustul ăla de frăguță, nu știu, o invenție, ceva. Acel gust de frăguță iese din vița de vie pe care nu mai ai voie să o mai comercializezi. Deci ai voie să păstrezi vinul, vița de vie, nu te obligă statul sau comunitatea europeană să o scoți, dar nu ai voie să revinzi acel vin. Chiar am găsit într-o locație. Eu am dat un exemplu primul care mi-a venit în minte, dar cred că am nimerit, nu? Da, e rău, fiindcă eu am fost într-o locație, zice, din partea acasă e un par de vin. A zis, bă, nu se poate, nici eu la sommelier nu dau din partea acasă un par de vin tot timpul. Da, apare un vin nou, apare must. Toată vara, în perioada asta am dat la fiecare client care a intrat, au primit un par de must din partea acasă. Când l-am gustat, era acea frăguță. Și zic, domnule, aveți patron aici? Zice, da, avem patron. Dați-mi și mie să vând un ponzi. Dacă îl prinde cineva, îl împușcă. Dacă îl prinde cineva, îl împușcă. Nu ai voie să pui la comercializare. Nu ai voie să-l vinzi. De ce? Este făcut un altoi, e altceva. E ca 1001. E o viță de vie care nu mai ai voie să o comercializezi. Efectiv, numai naturalul. Europeană sau? Da, da, da. Nu mai vinul natural. S-au făcut o felul de clone pe perioada precomunistă, da, precomunistă în care sau comunistă? Să aducă comunistă, scuze-mă, comunistă, în care să producă cât mai mult.
acele soiuri deja s-au scos, s-au dispărut, s-au dispar cu timpul, ai voie să le plantezi acasă, să le ții cât vrei, dar nu ai voie să-l comercializezi. În comerț nu o să găsești niciodată așa ceva și este și firesc. Trebuie să bei un vin nemodificat, nu o viță de vie modificată. Cel care muncește, indiferent de unde își aduce acei bani, 30 de lei, 50 de lei, 17 lei, că eu am o limită de jos a unui buget pentru o sticlă de vin, sute de lei, trebuie să-l recompenseze. Adică banii aia nu contează cum i-a câștigat, ușor sau greu. Dă-i ceva ce-și face banii. Și automat, de aici vine și ideea de a veni la cursul de sommelier, la un concurs sau o degustare de vinuri. Iar în cadrul târgului, la ce ai întrebat, avem două masterclass-uri extraordinare. Avem unul pe Busuioacă de Bohutin, se desface firul 4 sau în 20. Avem spumant în Busuioacă de Bohutin, avem vin sec, demisec, dulce, de la 2 grame. Este excepțional ce o să fie. Busuioacă de Bohutin este un nume, să zicem. Sunt mai multe crame care îl produc, nu? Corect, dar cel mai bine merge în zona Codnari. Deci de acolo ies vinurile cele mai bune, din Busuioacă de Bohutin. Se vinifică în sec și nu devin nici uleioase, nici defect, absolut nimic. Se cultivă și în dealul mare foarte mult. Dar nu au posibilitatea să facă acea transformare de care spuneam, în care să-l ajungă la un vin premium foarte bun. Am înțeles. Care sunt cele mai importante zone din România? Toată România e... Toată lumea e cu șprița aici în țara asta, am impresia. Cam în toată țara se poate face vin, mai puțin la Brașov. Da? Dacă ne organizăm, putem să-l facem și aici. Ideea este că, an de zile, e anumită zonă. Transilvania este foarte bun pentru vinul alb, deoarece are aciditate ridicată și tot ce înseamnă... Târnavele, zona asta... Transilvania, gata. E tot ce e ardeal. E o zonă fenomenală, aciditate ridicată natural. Nu, în dealul mare nu poți să ai aciditate natural decât dacă ești tu prea norocos. Adică să pui ceva în el încât să nu știe nimeni. Sau chiar să te ajute Dumnezeu într-un an foarte bun. Dar tot aciditate ridicată poți să mai găsești și în zona Codnari, Huș, o zonă fenomenală de vin alb. Când vorbești vin roșu, deja te poți zice Mehedinți, dealul mare în principalul, că dealul mare are cea mai mare solul, are foarte mult fier în el. Deci o zonă fenomenală pentru vinul roșu. Vinul există roze o combinație, oriunde, din câte îmi dau eu seama, între sol, substanțele care există, să zicem, în cantități mari în solul respectiv și felul în care se prezintă strugurele, înainte de a fi transformat în... Dacă în rengul animal... Omul este cel mai superior. În regulă vegetal, eu zic că vița de vie este. De ce acum, de la un somelier, nu puteam să vorbim despre tomate, că era păcat. Dar această viță de vie din rădăcina se duce și când găsește o pietricică, o dizolvă și o cembobu de strugure. Stejar, orice plantezi, când găsești o pietricică, o colește și se duce mai departe și ia numai apă, nu și ia și altceva. N-am mai auzit niciodată lucrul ăsta. În schimb, vița de vie, de aceea, avem gard aici, noi facem vin separat, facem la fel, orice iese gust diferit. Deoarece contează solul, ce are de sub, ce are în el, ce poate să-i dea viței. Ce minerale. Iar vița de vie nu are nevoie de un sol fertil, nu are nevoie, are nevoie de nisip, altceva, pur și simplu altceva, nu trebuie să pui porumb, pui orice altceva în altă parte. Dar cum Dumnezeu dizolvă piatra aia sau e doar o expresie? Nu, pur și simplu transformă, de acolo aduce toate aromele, le aduce de jos. E fenomenal. Păi și ce bem vin cu aromă de stâncă? Vei râde. Există Stone Wine. Există o cramă în zona Arad, zona Miniș, care are pământ, spun ei, doar un metru și ceva și restul e stâncă. Vița de vie, ies vinurile efectiv de acolo, este extrem de dure. Foarte, foarte interesant. Cum împărțim vinurile astea? Dur, soft, licoros... În general, la Le Sommelier, când vin clienți și zice, domnule, dați-mi vinul pe care îl beți dumneavoastră. Vreau să beau un vin bun. Ce vin beți? Mă bufnesc râsul și îi spun, tot acest perete și acest perete îl beau eu. Alegeți-vă, spuneți-mi ce vă doriți. Să fie sec, demisec, demidulce, dulce. Ai trecut de etapa asta. Vrei să fie de import sau românesc? La mine noi recomandăm vinul românesc 99%. După ce trecem de acest criteriu, putem să-i spunem, acum vrei unul mai aromat sau mai neutru? Și de acolo putem să-i dăm un vin omului că atunci când îl prin var să nu te mai întoarcă să zică, să-l deguste, să zică ăsta-l vreau, ăsta a fost alesul. Dar sunt foarte mulți care cumpără după etichetă, după buzunar,
după buzunar, de regulă greșesc cei care dau bani foarte mulți pe o sticlă, că sunt mulți care zice sticla asta cu 400, cu 600, asta e aleasa. Da, da. Dar nu este ceea ce își dorește, îl deschide, zice taninos, e mai dur, e mai... Nu înseamnă că dacă dai mai mult, vinul e mai băubil. Sau mai bun. Da. Din punctul fiecare de vedere. Bineînțeles, da. Totul este management. Da, corect. Eticheta vinde așa cum vinde în orice domeniu. Există și vinuri care au din denumire, scrie etichetă nu știu de care. Adică nu mai stai să te gândești tu ce fel de etichetă. Îți scrie, băi, este etichetă albă, neagră, roșu, abar n-am. Am văzut pe aici, pe acolo. Sincer spun, eu personal nu mă pricep să aleg un vin. Aleg după niște criterii din astea, de moment, nu știu, eventual în mintea mea să le mai combin cu ceea ce mănânc, dar mi se întâmplă foarte rar lucrul ăsta. Hai să ne întoarcem la vin la munte și la cramele astea multe care vin. Avem alb, roze, roșu. Avem prima expoziție din țară de vinuri Magnum la Matusalem, adică Magnum este sticla de 1,5 litri. Matusalem are 6 litri. Magnum, dublu Magnum sau Matusalem. 1,5 litri, 36 litri. De unde și expresia Matusalem? Probabil de acolo se trage de la taxele pe care au început să le pună englezii, francezilor, să ajungă vinul mai ușor. De aceea când spunem un baric, un butoi de 225 de litri, că la noi are 224 sau 226, are fix 225 de litri și se împarte la 300 de sticle, de 0,75. De acolo și ideea, cum s-au pus ele în galoane, 6 sticle, 12 sticle pe box. Avem prima expoziție de genul ăsta, toate sunt la vânzare, deci nu e expoziție, poftim de te uită, poftim și poți să cumperi. Sunt prețurile reale ale importatorilor, deci sunt sub prețul de pe orice site. E un avantaj din punctul de vedere și cel mai frumos am spus de primul masterclass, mai avem un masterclass pe Amarone, vine un italian care asta a studiat toată viața lui, și ne spune procedeul, cum s-a făcut, ce se întâmplă. În funcție de cum ia fiecare bilet și intră, prețul, v-am zis că e 20 de lei, este subvenționat anul ăsta. L-avem subvenționat de la crama Casa de Vinuri Codnari, care e singura cramă din România, ea și cu Codnari, care au exclusiv soiuri românești. Tot respectul pentru o chestie de genul ăsta, fiindcă oricine vrea să-și planteze o viță de vie, Sauvignon Blanc, Merlot, Cabernet și așa mai departe, nu, ei au zis, domnule, suntem români. Moldoveni adevărați. Moldoveni adevărați, da. Și ce alte crame mai vin? Chiar și cu soiuri mai franțuzești. Cel mai... sunt foarte mulți. Din Republica Moldova vin tot cu soiuri franțuzești. Da, vin cei din Republica Moldova, sunt din ce în ce mai celebri, am impresia. Aduc o cramă care se numește Aur Vin. Am fost la un concurs Aur Vin? Aur Vin, așa se numește crama. Am participat la un concurs la care s-au dat premiile în funcție de ce calitate a avut vinul și în timpul concursului am dat 92 de puncte la un vin. E recordul meu. Niciodată n-am dat 93. Adică nu țin cont când bifez, dar am dat la 92 de puncte. Când am dat la punctajul ăsta, am zis, bă, trebuie să merg să văd ce probă a fost aia. S-a terminat concursul, am plecat, m-am dus la cutie. Știu, ca somelier nu știai de unde vine proba, doar primeai și dădeai niște puncte. Sticla era sigilată, efectiv, adică ambalat, să nu o vedem în hârtie. Am rupt eticheta și era de la crama Aur Vin. Nici nu auzisem de această cramă. Părea o mică glumă așa, da. I-am sunat și le-am oferit un stand la târg. Zic, bă, meritați și vă felicit și vin aici. O să fie arăși o chestie frumoasă. Nu au ei toate soiurile de sortimentație de vinuri, că Republica Moldova au Saperavi, care toată lumea îl știe, un soi georgian, că de acolo a plecat vinul, este cam cel mai vechi soi de vin de strugure din lume, de la Arca lui Noe, cam, cred eu că Noe Saperavi a avut atunci la el. Cred că n-a lăsat lucrurile la voia întâmplării, a luat animalele de care știe toată lumea, dar a mai pus și niște viță de vie. Păi, sau vede, știe lumea și de asta și nu știu eu, e posibil. Da, da, în Biblie scrie clar, Noe a coborât, a plantat viță de vie. Ca să planteze viță de vie, trebuia să o aibă cu ea. A luat-o, a fost de treabă. Că din vin nu poți să faci nimic. A fost de treabă. În schimb, mai găsit în câteva cărți scris, eu am verificat și în Biblia noastră și așa e și la și catolică și ortodoxă, dar în schimb, în alte cărți, din alte Biblii, scrie clar, Noe a coborât, din arcă a plantat viță de vie și a făcut vin. Nu spune că a băut. Nici nu scrie perioadă, fiindcă Biblia, de fapt, este o interpretare a ceea ce au putut ei să traducă din scrisurile vechi. Da, da. Am înțeles. Dar există. Deci vița de vie. Restul s-or mai fi salvat alți copaci.
alte plante cățărătoare sau nu, s-au salvat, dar vița de vie a adus-o Noe cu mânuța lui, pe lângă toate animalele. A zis, bă... Corect. Asta merită. Da, a fost aleasă. De ce ai pus accentul pe faptul că n-a băut? N-a băut? Nu scrie. Nu scrie dacă a băut nu sau scrie, nu. Nu scrie, nu scrie. Dar ideea este că și atât. Pe carbon 14, pe 12, pardon, s-au identificat cele mai mari grămezi de sâmburi, deci unde s-a industrializat, unde s-a făcut mai mult, s-au găsit chiar în zona Georgia, Armenia, Turcia. Deci e posibil că arca, dacă ne aducea și avea timp, să o găsim totuși. E posibil, nu? Eu zic să mergem mai întâi la Vin la Munte. Mai vedem ce facem cu arca lui Noe. Cum poți să devii somelier? Dacă mie, de exemplu, îmi trăznește acum prin cap, sau cuiva care se uită la emisiune, doamnă sau domn, și tu mi-ai să devin și eu somelier. În Brașov o să... Mi-am făcut tot ce trebuie, toate cursurile, am zis, hai să mă apuc să predau eu, fiindcă nu este destul de ușor să vină din Cluj, din Iași sau din București să vină cineva să facă cursuri, fiindcă atunci toată lumea lucrează. În general, cei care se fac somelier nu vor neapărat să activeze ca somelier, ca meserie, fiindcă este acreditat în cartea de muncă, ci vor să facă să cunoască sau să știe unde să caute. Anul trecut, când am zis, hai să încep să-i dau drumul, mi-am dat seama că mai trebuie un curs de formator. Acum l-am terminat și pe el, am luat și examenul. Să sperăm că de la anul deja vom avea cursuri în Brașov, dar se pot face la București, așa cum am spus. Oricine mă sună sau oricine vine ales somelier, se poate înscrie, se pot face grupe și merită. Merită să înveți pentru tine, nu neapărat să ajungi să predai sau să activezi ca și somelier pentru o cramă sau pentru un eveniment, nu știu, dar pur și simplu pentru tine. Merită, fiindcă cu vinul te întâlnești peste tot. În lume, în orice supermarket mergi, găsești 5 produse, 5 tipuri de pâine. Dacă nu ajungi la raftul de vin, găsești diferite țări, diverse arome, diverse soiuri, diverse tipuri de ambalare. Este, cred eu, cel mai mare perete, cum s-ar spune, dintr-un supermarket și diversitate ca produs, o găsești în vinuri. In vino veritas. Și merită să știi. Da, atunci când te uiți... De exemplu, pentru tine este ușor atunci când te uiți la un raft din ăsta efectiv bombardat cu vinuri. Să știi, dumneavoastră, ăsta e un vin bun sau nu e un vin bun? Pentru că eu am aceeași senzație cu vinurile, la care mă pricep limitat, după cum am spus, și cu produsele din carne. Mă refer la produse, nu neapărat carne efectiv, cât produse rezultate din activități asupra cărnii. Celebrele mezeluri, ca să zicem, să le spunem așa. Deci eu stau și mă uit la rafturile și bineînțeles că mă gândesc de 10 ori înainte să iau ceva, dacă iau ceva, pentru că o analiză de bun simț, nu extraordinară. Da? Și dumneavoastră sunt 20 de supermarketuri, 10 hipermarketuri în Brașov. Dacă mulțești cantitățile astea de mezeluri de aici, s-ar putea să nu-ți dea numărul de porci. Adică, cu siguranță nu este nici numărul de porci, nici numărul de vaci. Dar salinele funcționează, deci sarea există. Sarea există, într-adevăr, sarea salinele există. Funcționează și așa mai departe. Lăsăm mezelurile la o parte și ne întoarcem la vin. Și când vezi toate rafturile astea cu vinuri, care mai de care mai interesante, cam peste tot, nu cred că există supermarket, hipermarket să nu aibă vinuri, stai și te întreb, pe ce aș putea să pun mâna? Și de obicei oamenii cred că fac același, se uită la preț, bă, asta costă 35, 40 de lei, 50 de lei sticla, trebuie să fie ceva de capul lui. S-ar putea să greșim. Eu aleg în felul următor. În primul rând, mă uit la producător. Foarte rar iau dintr-un supermarket un vin din străinătate, în afara țării. Este foarte clar că să faci un vin bun, cel pe care l-ai servit, nu neapărat un vin de masă la Baking Box, trebuie să faci maxim 7-8 tone de strugure pe hectar. În România a fost un experiment făcut de Ministerul Agriculturii, s-a făcut la Ostrov. Au luat de la societatea Ostrov, dați-mi un hectar sau două și lăsați-ne pe noi să facem ce vrem. A fost plătit Ostrovul, poftim, aveți hectare la dispoziție. L-au lăsat jos să crească, să nu țină, să susțină greutatea și au scos 28 de tone de strugure pe hectar. A fost o experiență a Ministerului Agriculturii, să spunem, bă, în România se poate ajunge până la. Majoritatea cramelor fac 12-17 tone, cam acolo iese. Dar în condiții bune, și aici vorbesc destul de bune unele zone din Franța, Spania, cam peste tot, Italia, în foarte multe locuri, vorbesc de cramele care nu se respectă neapărat din punct de vedere al calității,
scot până la 40 de tone de strugure pe hectar. Cam cât scot real? Real. Din 40 de tone, poftim pe piață vin. Cu cât vrei, cât vrei să dai, nu mai ia de aici, că e prea mult. Prea mult strugure și, pe urmă, prea mult vin, corect. Da. Deci, în România, dacă aș găsi în supermarket, trebuie să merg în supermarket, în primul m-aș uita să fie românesc. L-am luat românesc, are mai multe norme, sunt mulți care controlează și cât de cât îl țin sub control. N-aș da sub el sub 17 lei. Nici eu n-aș da pentru nimic în lume, n-am ieșit la un vin sub 17 lei. E clar că nu are cum să scoată banii. Gândiți-vă că un supermarket folosește undeva la 30% adaus comercial, între 30% și nu-i judec. Doamne, dar ferește, poate să meargă și în pierdere. Poate să vândă și în pierdere, dar au un adaus comercial. Și să ne gândim așa, avem un hectar de teren sau 100, plantăm viță de vie, cineva trebuie să-l stropească, să-l sape, să-l prășească, să aibă grijă de vița de vie, să o păzească, să ajungă la maturitate, cât mai prins din ea, a ajuns la maturitate, să o culegi, cine o mai culege, să o duci în depozit, la cramă, să o desciorchinezi, dacă o desciorchinezi, să-l faci must, să-l transporti în butoaie de inox, că nu poți dacă îl ții în lemn, e igiena zero, să-l ții în butoaiele acelea de inox, să-l ambalezi în sticlă, să cumperi sticlă. Da, corect. Cumperi sticlă, plătești taxe pentru mediu, după ce ai cumpărat sticle, să-l ambalezi, este o mașină de îmbuteliere sub 100.000 de euro, nu există, îmbutelizi acel vin, îi pui dop, îi pui capișon deasupra, îi pui etichetă, îi pui contraetichetă, îl bagi într-un box, acel box are despărțituri separat, îi pui scoci, îl pui pe palet, cumperi și palet, îl țiplezi paletul, îl iei cu stivuitorul, îl duci în camion, îl duci ajunge pe rampă la supermarket, ăla își pune ce-și pune pe el și ajunge cu 5 lei, 6 lei sau 4 lei și ceva. Am văzut la un supermarket în Bartolomeu, m-a bunit râsul. A zis, nu se poate. Da, n-ai cum să scoți prețul ăsta. Este... Ce să faci? Nu există vin de pastile, că toată lumea zice asta e din pastile. Da, asta m-a aflat și eu de la un om priceput la un moment dat, acum vreo câțiva ani, că e cea mai mare prostie asta cu pastilele. Nu există vin din pastile, dar sunt tot felul de... aditivi care îți dă arome. Și da. Atunci, dacă te duci în unele zone din țară, mai la Odorheiu Secuiesc sau Târgu Secuiesc, dincolo de Târgu Secuiesc, mai sunt unii care au câteva pliculețe și spune, ce vrei să ai, să iei Merlot? Vin imediat cu Merlot, dar stai aici, așteaptă-mă un pic. Vrei să iei un Cabernet Sauvignon? Vin imediat. Vrei să iei cu gust de frăguță? Încă un pic. Stai că de uite de că a venit Frâncușa. Da, uite. Frâncușa nu are gust de frăguță. Da, glumea. Este unul dintre cele mai bune spumante făcute vreodată la noi în România. Se face tot în zona Codnari. Și au avut, el are o acitate ridicată. Avem două soiuri de vin care au o acitate extrem de mare. Eu mai râd cu el, cu clienții, când îl gustă, gustați și un pic să vedeți ce înseamnă aciditate. Și îl gustă și e atent clientul și zic, n-au zis dinții cum sfârie, cum... Aia înseamnă aciditate. Aligoteu iarăși este un vin care, un strugure care are aciditate ridicată, dar dintr-o aciditate ridicată poți să scoți un spumant foarte bun. Ok, cred că ne-ai cam convins, o să venim la vin la munte, doar ca să învățăm. Cred că e important, e bine să te și uiți, e important să și cumperi dacă ai chef și bani, dar cel mai important lucru este să înveți ceva. Dacă reușești să înveți ceva... Participi, să participi, că fără să participi nu poți învăța. Așadar, în acest weekend la Cromwell avem vin la munte, un loc unde putem să învățăm niște lucruri. Mulțumim frumos, Daniel Bichir, pentru participarea la emisiune. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță. O seară plăcută tuturor. Rămâneți alături de RTT.